ziua sau bună dimineața în funcție de fiecare la ce oră s-a trezit în această zi și cum și-a început ziua. Bine ați venit la Reconnect. Este o nouă zi dintr-un program pe care l-am început în urmă cu mai bine de o săptămână. Practic ne-am propus ca prin această platformă online să ținem aproape de comunitate, să ținem aproape de antreprenori, să vorbim cu profesioniști, să discutăm despre cum e în criză, cum a fost în criză, cum va fi după criză și cum ne este nouă ca indivizi până la urmă, pentru că de acolo pleacă totul. Și astăzi recunosc că este o zi ușor specială pentru mine, pentru că de cele mai multe ori nu sunt eu în postura de gazdă, ci sunt alți colegi de la mine din echipă. Însă am zis să profit de moment și să încerc să-l provoc la o conversație, sper eu, interesantă și plăcută pentru toată lumea, pe Vio sau Viorel Panaite. Cum îți spunem Vio, cum preferi? Cum vorbim noi doi, Vlad, de obicei? Cum vorbim noi doi? Vio. Vio este un, aș îndrăzni să spun, un prieten drag nouă și vechi, cu care am avut ocazia să petrec multe ore de-a lungul anilor, povestind despre diverse subiecte, de la rugby la business. Și mă bucur foarte mult că a acceptat invitația de a ne fi alături astăzi. Și cred că putem să începem de aici, de la unde suntem astăzi. Cum ești, Vio? Cum te găsesc astăzi? În a Bine. Doua săptămână de vacanță forțată. Sau a treia, nu știu. Așa cum ai găsit și dimineața la cafea, am stat puțin de vorbă, am pregătit puțin sesiunea asta. Mi-am încălzit vocea cu o cafea bună și încerc să fiu cât mai, să mă simt cât mai util de la o zi la alta. Încerc să mă uit la zilele astea ca fiind cumva, sunt obligat, sunt o persoană foarte activă și dacă nu îmi dă cineva obligații, o iau pe pereți și consider că cineva mi-a dat obligația de a sta în casă. Nu pot ieși din casă și încerc să fiu cât mai productiv, util și să fac lucruri normale de zi cu zi, dar din casă. Cam așa mă găsești, adică cu o energie bună. Asta înseamnă pentru mine că trec de la hiperactivism la un ritm mai lent, dar fac foarte multe, foarte multe lucruri. Eram curios, reușim noi să mai vedem binele din perioada asta? Cum arată el? Știi cum e, de la caz la caz. E o întrebare generală și se aplică de la caz la caz. Unii amplifică binele și sunt super optimiști, alții sunt super pesimiști. Fiecare cum se așează, fiecare cum știe că se raportează la astfel de momente, evenimente. Unii au mai trecut prin crize și se cunosc pe ei și felul în care trec prin astfel de momente de presiune, pentru alții pentru prima dată. Unii se reglează mai ușor, alții mai greu. Deci e foarte personal. Unii se agață de lucruri fanteziste, alții caută să se agațe de cifre și realități. Da, unii da, alții nu. Asta e răspunsul. Am citit articolul pe care l-ai postat acum două zile și mi s-a părut foarte, foarte interesant și foarte, aș îndrăzni să spun, chiar pozitiv vis-a-vis de perioada asta. Ce ți s-a părut pozitiv în el? Mi s-a părut foarte, ce mi s-a părut pozitiv este overall rezultatul, outcome-ul. Adică cred că și empatizez cu povestea asta, că este foarte posibil ca din perioadele astea dificile să ieși mai bine. Poți să ieși foarte șifonat, evident, din multe puncte de vedere, dar din alte puncte de vedere poți să ieși mai bine. Și eram curios
Cum se așează acum lucrurile? Pentru că vorbeai puțin mai devreme de faptul că fiecare dintre noi suntem diferiți și eram curios cum se așează lucrurile astea acum pentru tine. E adevărat, suntem la începutul perioadei, încă nu avem multe răspunsuri, încă avem multe întrebări, dar cum se așează? Păi am trecut printr-o chestie similară în 2009. Asta e clar. Veneam după un 2008 plin de avânt. În 2009 cifra de afaceri s-a redus la 50%. Aveam cheltuieli fixe foarte mari, aveam o infrastructură mare, aveam mulți angajați, mulți manageri, birou în centru orașului. Și am învățat foarte multe lucruri de atunci, adică au fost atunci zile, săptămâni în care nu mai vedeam luminița la capătul tunelului, îți dai seama că nu mai cumpăra nimeni training, consultanță, coaching, ne sunau clienții de la o zi la alta să ne spună să aducem de pe drum, să aducem traineri înapoi, adică s-au suspendat proiectele. Atunci am perceput-o foarte, foarte nasol. Părea că lumea se termină. Era prima criză cu adevărat importantă, părea că nu va mai exista nimic după, ne gândeam la tot felul de idei, ce mai facem din vară, ianuarie și februarie, lucrurile picau una după alta, ce mai facem din vară, total altceva, de la agricultură la tot felul de idei năstușnice. Acum zic că, acum am întors, în primul rând ce am făcut, m-am întors la notițele din 2009. Atunci am prins obiceiul să scriu foarte mult despre idei, îmi scriu gânduri, îmi scriu întrebări. Am o colecție foarte mare pe aplicații, dacă vă aduceți aminte cei de atunci. Apăruseră aplicații în cloud, Catch, SpringPad, acum lucrez cu Evernote-ul de vreo 6-7 ani. Dar am scris foarte, foarte mult. Multe întrebări, foarte multe întrebări, foarte multe întrebări despre mine, despre firmă, despre piață, despre lume și așa mai departe. Și ce am făcut, ce fac zilnic, dacă e să o iau așa, mă întorc la notițele personale și la lucruri pe care le-am subliniat din tot felul de articole materiale pe care le-am citit atunci sau le-am citit de-a lungul timpului. Adică decizia mea a fost că dacă vreau puțină claritate pe viitor, trebuie să mă reconectez la niște lucruri pe care le cunosc din trecut. Sunt lucruri diferite față de criza din 2009, sunt lucruri asemănătoare față de criza din 2009. Am învățat foarte multe lucruri și încerc să fac cât mai multe din cele care simt că funcționează în cazul meu, cu echipa pe care o am acum, cu familia pe care o am acum. Adică m-am prins, să zic, mai echilibrat decât în 2009, ca să sintetizez, pentru că am mai scos, în fine, de 3 ori am mai scos corabia din furtună. Corabia fiind organizația, am avut 3 furtuni majore. Una prin 2007, 2009, 2012 au fost 3 furtuni majore în organizație, în care părea că totul se destramă. Și, în fine, asta avem de făcut, să scoatem corabia din furtună. Și am învățat de la ocazie la alta. Apropo de istorie, mi-a mai plăcut ceva din articolul tău și am rămas și am zis că mi se pare că e o temă interesantă de explorat de data asta. E ușor diferit contextul în care ne aflăm cu toții, pentru că povesteai în articolul tău și din nou relaționez cu perioada asta și cu perioada de brainstorming și cu întâlnirile de echipă de la începuturi de drum sau în momente foarte dificile. Și era oarecum, era chiar puțin ideal. Ne vedem în parc, ne vedem pe terase, bem o bere, stăm de povești, vedem ce idei apar, scriem lucruri, facem. Cum e acum? Pentru că acum, de data asta, nu mai avem parcul, nu mai avem locurile alea atât de prietenoase în care putem să ne întâlnim. Uite, și acum stăm fiecare la casa lui și încercăm să părem normali, deși întrebarea este cât de normal suntem.
Bine, e chestie de context, adică și nici noi nu mai suntem aceiași ca în 2009, pe de altă parte. Adică atunci mă consideram, chiar dacă firma împlinea în 2009 10 ani, încă eram în adolescență. Adică un adolescent dorește foarte multe interacțiuni față în față, e foarte gregar, vrea să se întâlnească, vrea să fie expansiv, vrea să se simtă bine înainte de a face treabă. Mai întâi ne simțim bine și apoi hai să facem și treabă. Am mai trecut 10 ani de atunci, nu cred că ne împiedică faptul că stăm în casă, nu cred că ne împiedică să fim la fel de uniți, cel puțin cei de generație, nu, cei din generație cu noi, am 47 acum, 47 de ani, cei din firmă au între 35 și 45 de ani, majoritatea. Nu văd lucruri foarte diferite, adică poate acum suntem chiar mai productivi. Poate acum suntem chiar mai eficienți decât atunci, poate acum suntem mai responsabili și ne mișcăm mai repede. Toate terasele, cafelele băute prin parcuri, cum povesteam în articol, ok, ne făceau să ne simțim împreună, dar nu știu, eram productivi pentru momentul respectiv din viață, din viața firmei, din viața noastră, nu știu cât de productiv eram ca să progresăm cu organizația. Acum am sentimentul că progresăm mai bine cu organizația, suntem mai eficienți, folosim mai bine timpul, nu avem nevoie de atât de multe interacțiuni și atât de multe conversații ca să ne conectăm. Suntem și noi alții și cred că mai maturi și mai responsabili. Și ne conectăm mai repede, ne conectăm mai repede și avem nevoie de mai puțină încălzire ca să ne adunăm. Și cum arată, de exemplu, acum pentru organizație ca a ta conectivitatea echipei? Cum te-a prins începutul acestei perioade? Păi, da, echipa, organizația este cumva, are în centru un grup de 10 persoane care cumva sunt oamenii de business development din firmă și oameni de management care se implică în construirea pașilor următori ai planului pe fiecare an. Am avut ca toate organizațiile, întâlniri în diverse forme, virtuale, ne-am făcut un plan, am stat și la cafele, am avut și petreceri, aniversare pe Zoom și pe alte platforme. Eu sunt foarte mulțumit de felul în care se implică oamenii. În momentul de față se întâmplă multe lucruri, fără ca eu să știu. Există foarte multe interacțiuni între oameni. E mult voluntariat, în ciuda faptului că e mult mai dificil acum, lucrând de acasă, să-ți faci spațiul tău și ritmul tău, fiind alături de familie, copii, cățel, purcel și așa mai departe. Sunt foarte mulțumit de faptul că nu mai suntem așa impulsivi ca în 2009, când ne împărțeam într-o mie de direcții. Cum am simțit că lucrurile se prăbușesc, ne-am aruncat disperat într-o mie de direcții. Hai să luăm o firmă care să ne stabilească, să facă cold calling pentru noi, să ne stabilească întâlniri și noi să mergem la întâlniri. Am mers vreo 3 ani, vreo 3 luni de zile, n-am avut nicio întâlnire potrivită pentru noi atunci, tot network-ul nostru a funcționat. Hai să mergem să aplicăm pe fonduri europene și să am făcut tone de aplicații pentru proiecte pe bani europeni. La fel, mă bucur că în perioada aia n-am. În fine, n-au ieșit niște proiecte că nu știu unde am fi ajuns acum. A fost o perioadă de blocaj după aceea, trebuia mult cash flow de pus pe masă și nu știam dacă merită să-l ținem blocat un cash important pentru acele proiecte. Deci cred că acum suntem mai puțin impulsivi. Eu am decis ca 2 săptămâni să nu facem nimic, adică hai să ne tragem sufletul, hai să respirăm, hai să înțelegem cum arată realitatea, hai să stăm în conversație despre asta. Asta a fost decizia mea și recomandarea pentru ceilalți. Hai să vedem ce se întâmplă, cum evoluează lucrurile.
și încet, încet ne-am adunat pentru a face apoi câțiva pași. Și în 2009 se vorbea foarte mult de a trece trainingul în online. Au fost foarte multe firme de training care au investit foarte mulți bani și vorbesc de România, în a-și dezvolta o infrastructură online și a dezvolta tot felul de soluții online. Nu s-a arătat, a fost o explozie. Se vorbește mai mult, dar uitându-mă la clienții noștri, nu știu, 5%, nici 5% n-au fost proiectele cu facilitare virtuală. Cred că acum cum vom ieși, e posibil, nimeni nu știe, e posibil să fie proiecte și intervenții online pentru oameni care sunt în locații diferite, dar pentru oameni care sunt în aceeași locație, mai ales într-o cultură latină, nu cred că vor exploda soluțiile virtuale. Decât dacă, așa cum s-a întâmplat și ultimii 5 ani, aveam proiecte internaționale, oameni în diverse locații, în diverse orașe din țară, sigur, aveam sesiuni virtuale. Dar în România, dacă vor fi doi oameni în Iași, unul la Brașov, unul la Cluj, unul în București, e posibil să nu se mai facă un workshop la Sibiu și să se întâmple sesiunea virtuală. Dar dacă vor fi toți oamenii din București, așa cum ne cunoaștem, cunosc eu că suntem, cred că vom continua să avem workshop-uri față în față pentru oamenii în același oraș. Sunt curios, de ce crezi asta? De ce? Pentru că mă uit și la ce s-a întâmplat în ultimii ani. În ultimii ani, intervențiile digitale, virtuale, la nivel global, pe cultură latină, erau foarte ineficiente. Adică facilitatorii noștri care lucrau global aveau nevoie de aproape dublu de timp pentru a conduce programul respectiv, foarte multe conversații personale, foarte multe interacțiuni. Dorim o conectare personală față în față mai mult decât virtuală. În plus va fi o avalanșă de meeting-uri virtuale prin companii. Dacă oamenii vor fi în același oraș, să zicem București, cred că vor simți nevoia de conectare umană, la nivel uman, ca să mai echilibreze puțin dimensiunea digitală care va fi tot mai puternică în organizații. Și cred eu că o bună parte din ceea ce facem noi va continua să fie față în față. Și așa cum spuneam, sigur, vor fi lucruri virtuale făcute și în România, mai mult decât până acum, atunci când sunt oameni în locații diferite, pentru că se economisesc bani de logistică, de organizare, de cazare, masă, transport, și cred că asta va crește. Sunt curios, care au fost reacțiile clienților voștri în perioada asta? Apropo de digitalizare și de nevoia asta, pentru că eu stau și mă uit și la noi în modelul nostru de business și știm că suntem la finalul primului trimestru și în mod normal, într-un an normal, asta e o perioadă în care ar fi explozie de cursuri, training-uri, workshop-uri, evenimente și așa mai departe. S-a mutat ceva, măcar un procent mic din ce era, să spunem, planificat la clienții voștri către zona asta de online? Ce pot să zic este că conversații legate de virtual și online care au rămas vii acum, ok, încep altfel, 99% dintre proiecte sunt pe hold acum, adică punct, asta e realitatea noastră. Nu știu cum e la alții, dar la noi 99% dintre proiecte sunt pe hold. Au fost conversații încă de anul trecut, de primăvara anului trecut, începute cu diversi clienți pentru a avea proiecte virtuale în România și regional. Acele conversații au continuat să existe, poate s-au accelerat, însă la mulți clienți au fost alți factori care au pus pe hol și acele proiecte. Adică alte constrângeri, alte decizii interne au făcut să suspende chiar și acele inițiative.
Există altă categorie de clienți care nu vrea să suspende și nu vrea să suspende proiectele față în față și tatonează acum și în interior. În interiorul lor construiau unor oportunități și programe virtuale. Sunt însă clienți care nu au făcut, adică nu au tradiție și nu au. E pentru prima dată când testează și ei, să spunem, fabrici de prin țară, care vor să continue proiectele virtual, dar sunt la început de drum și cu conceptul și cu angajarea oamenilor și cu fructificarea programului și cu capitalizarea programului. Deci suntem în discuții cu mai mulți, dar sunt discuții preliminare pentru a-i ajuta să se așeze cumva în mindset-ul ăsta. În fine, una peste alta, cum spuneam, sunt proiecte pe care le facem acum virtual și din fericire avem capabilități atât de infrastructură cât și de oameni suficient de bine pregătiți care activează de mult timp la nivel global din România cu facilitări virtuale. Clienții au avut alte priorități până acum, s-au uitat la dimensiunea financiară și CFO-ul din orice companie a fost acum la comandă și a refăcut toate calculele, zeci de scenarii, zeci de variante. Va veni și etapa când se va vorbi despre învățare, despre suport. Ne bat câțiva clienți la ușă care să ne zică, care ne-au zis ajutați-ne cu diverse forme de suport pentru întâlnirile noastre virtuale. Ajutați-ne să le facem mai productive, să le facem mai eficiente, pentru că nu suntem învățați. Abia am început să învățăm să dăm click-uri pe diverse platforme. Vrem să și muncim în conversații respective. Cam pe aici suntem. Mm-hmm. Revenind puțin, sau mă rog, abordăm puțin subiectul clienților, dar mai degrabă dintr-o perspectivă umană de data asta. Și aici sunt curios, spuneai mai devreme că tu ai luat decizia împreună cu echipa ca 2 săptămâni să ne concentrăm mai degrabă pe fiecare unde suntem și după aia ne readunăm și vedem ce facem și cu organizația și cum mergem înainte. Și asta pare, sau cel puțin așa sună, ca un lucru foarte uman, care vine cumva din dorința de a lăsa spațiu fiecărui individ să se așeze personal în această nouă realitate, după care vedem de acolo ce facem mai departe. Însă întrebarea este dacă lucrul ăsta se poate aplica la organizații și mai mari. Sau cum îi ții pe oameni conectați, cum ai sugerat tu, sau mă rog, cum vezi tu problema asta de conectivitate, de e dificil, fiind fiecare în altă locație, dificil. Chiar dacă suntem în același oraș, deja trăim în țări diferite. Cum ținem lucrurile astea în funcționare? Cred că și eu și tu și mulți dintre noi avem mulți colegi, prieteni care lucrează în companii mari, asta e clar. Dacă eu mi-am permis să, sau, în fine, îmi permis să am niște opțiuni sau opțiunea pe care ai spus-o tu mai devreme, cred că acolo un efort continuu nu și-au permis sau n-aș fi recomandat să se permită ce am făcut eu. Adică nu seamănă situațiile. Am foarte mulți prieteni care au muncit 12 ore pe zi, inclusiv noaptea, pentru că lucrau într-o organizație mare. Erau ședințe, nu știu, 4-5 ședințe pe zi, virtuale, urmând ca după aceea să-și facă treaba și să pună în practică ce au vorbit la ședințe. Adică se muncește foarte, foarte mult în organizațiile mari. Indiferent cu cât ești într-o poziție managerială mai înaltă, cu atât muncești mai mult acum. Cred că, adică, fiecare manager va face lucruri care
vor veni din valorile pe care le are. Dacă vor fi manageri care sunt, nu știu, mai umaniști, vor avea un stil de acest lucru va genera un anumit nivel de conectare, niște manageri mai orientați mai mult pe rezultat, pe sarcină, vor oferi echipei un alt fel de spațiu. Cred că cuvântul cheie acum este responsabilitate și maturitate. Adică cred că indiferent de ce primești de la managerul tău, dacă te consideri un cetățean responsabil al acelei organizații, trebuie să tragi de tine și să susții în măsura în care poți. Adică nu sunt momente de arătat cu degetul că managerul meu nu știe să conducă, că managerul meu n-a făcut sau că nu avem infrastructură sau că nu merge și mai departe. Cred că sunt momente în care să spui ok, ce pot eu face, cum pot eu să susțin, cum pot eu să contribui și din ecourile pe care eu le am, mă bucur să văd în organizații mari, în un nivel, sau în fine, din ecourile care ajung la mine, un nivel de responsabilitate mai mare decât atunci când era vremea bună. Deci, nu știu, n-aș face niște recomandări, pentru că nu cunosc nici contextul, nici situația, nu vreau să mă hazardez niște recomandări generale, ci cred că e momentul de a face acțiuni virtual și de a întreba în stânga, în dreapta, plecând de la valorile pe care le am și de la ce contează pentru mine, ce aș putea face pentru a ține echipa unită. Să fie asta un moment interesant în care, dintr-o perspectivă de leadership în organizații, să pivotăm spre lucruri mai descentralizate și cred că până la urmă vorbim de leadership, dar nu de lideri neapărat, ci de leadership și cu mica diferență între cele două. Cum putem să facem să-i ajutăm pe oamenii cu care lucrăm să devină, să-și asume un leadership mai mare decât au făcut-o poate până acum, tocmai pentru că au această libertate de acțiune și confortul de a sta la o distanță suficient de mare încât doar virtual ne conectăm. În ultimii 3-4 ani, pentru cei care au urmărit cumva ce se întâmplă la nivel global, există două trenduri care s-au accelerat foarte mult. Organizațiile mari au tăiat foarte multe layere din structura lor, s-au regionalizat, nu se vorbește acum în presă, nu s-a vorbit în presă în ultimul timp, așa cum se vorbea în 2009, s-au făcut lucrurile mai în liniște, s-au făcut mai înțelept, dar organizațiile mari au devenit, sau încearcă de ceva ani să devină mai plate. Asta e foarte clar. Nu intru în detalii, vin multe lucruri la pachet. Mai mult efort managerial, teritorii mai mari de administrat pentru manager, oameni mai puțini și așa mai departe. Mesajul pe care l-au dat organizațiile mari în ultimii 3-4 ani a fost foarte intens, iarăși nu cu panică, nu cu alertă, dar intens, a fost despre eficiență. Adică căutăm oameni sau avem nevoie de oameni atâta timp cât contribuie eficient la ecosistem, la organizația în care faci parte. Mai puternic sau mai puțin puternic, ăsta a fost cuvântul. Atâta timp cât trebuia să muncești mai mult pe aceiași bani și să cu responsabilități mai multe. Deci de câțiva ani plana această temă majoră a eficienței în organizațiile mari și cei care știau să asculte sau să vadă observau aceste conversații. Ce să zic, cred că într-un fel sau altul, indiferent că lucrezi într-o organizație mare sau mică, nu ai poziție managerială, dar vrei să-ți asumi leadership-ul momentului, într-un fel sau altul, eu cred că fiecare dintre noi, cei care lucrează, oriunde a lucra,
la fiecare dintre noi a ajuns acest mesaj al eficienței. Adică nu s-a vorbit explicit, am mai tras mânța de coadă cât am putut, ne-am mai fofilat, dar cumva sămânța a fost plantată în ultimii 2-3 ani de zile. Și cred că acum oamenii se uită în jur și sămânța fiind plantată începe să încolțească și eu mă aștept la un nivel de responsabilitate mai mare, adică cei care nu se vor maturiza sau nu își vor crește nivelul de responsabilitate, nu cred că vor mai fi în horă. Nu mai există abundență de resurse, nu mai există abundență de timp, nu mai există spații în care să te ascunzi lucrurile. Un prieten de-al meu are o glumă care spune că la reflux se vede cine înoată fără chiloți. Adică acum suntem cumva la reflux. Realitatea e crudă, oricând vorbești de realitate, adică nu neapărat acum în criză. Când vorbești despre cuvântul realitate, realitatea e rece. Realitatea e rece, e crudă, nu e umanistă realitatea. Realitatea te forțează să supraviețuiești, nu să fii umanist. Iar acum avem o doză de realitate puternică. Și toată lumea o simte. Felul în care se exprimă după ce o simte, asta e altceva. Unii încă mai se prefac că n-au văzut-o, dar de simțit toată lumea o simte. Deci eu cred că va aduce, momentul ăsta va aduce un nivel ridicat de responsabilitate și de asumarea leadership-ului chiar la persoane care nu sunt în poziție managerială. Bine, trebuie cultivat, adică trebuie ce aș face eu sau ce fac în fine la noi în organizație. Când văd că am mai încolțit o frunză de responsabilitate, proactivitate, sunt extrem de vigilent și atent ca să o ud puțin, ca să încolțească și mai tare. Adică nu îl las să treacă neobservat. Și asta înseamnă că cine își asumă perioada asta, dacă înțeleg corect, are șanse să și supraviețuiască. Sigur. Are șanse nu mai supraviețuiască. Are șanse în primul rând să supraviețuiască, dar să se maturizeze. Cred că astfel de momente ne maturizează, ne echilibrează, ne ajută să facem pace cu noi înșine, pentru că avem balauri care ne țin în trecut și care ne fac să ne dezechilibrează. Adică când zic balaur, zic tot felul de fantezii în care credem că suntem mai presus decât orice zi pe planeta asta. Sau că suntem buricul Pământului și nu ni se poate întâmpla ce s-a întâmplat la azi. Cine o să iasă învingător? O să iasă cineva învingător din perioada asta? Sigur, cu siguranță. Depinde cum definești victorie. Adică dă-mi voie să întrebi pe tine ce înseamnă învingător pentru tine. Pentru mine învingător de exemplu înseamnă să ieși un pic mai înțelept, puțin mai stabil emoțional cu realitățile și toate voltorile astea care se învârt în jurul tău. Acum, e adevărat că dintr-o perspectivă profesională înseamnă să ieși... Mai zi o dată, stai puțin să notezi, mai zi o dată. Serios, mai zi o dată. Spuneam că trebuie să ieși mai stabil. Așa, stabil, emoțional, stabil. Parcă ai zis. Da, da. Și mai zici ceva, și mai înțelept. Mai înțelept un pic. Așa. Cred că trebuie să, dacă privim lucrurile din perspectiva asta profesională, cred că trebuie să mai învățăm lucruri noi. De tipul? De orice tip. Până la urmă poate să fie orice. Uite, eu vorbeam cu niște prieteni acum câteva zile și ne-am pus întrebarea
Dacă lumea de astăzi nu va mai, sau lumea de mâine nu va mai fi deloc cum a fost până acum, nu știm cum va arăta, dar ce ar trebui noi să facem sau ce ar trebui să învățăm nou ca să putem să fim pregătiți pentru o altă lume. Și aici mi se pare... nu cred că suntem dramatic în complet alt univers. Adică asta e premisa de la care plec. Eu mai devreme ai zis, mai devreme ai zis deloc. De asta mi-am notat. Ai zis deloc diferit. Deloc asemănător, pardon. Deloc asemănător, da, total diferit. Da, pentru că cred că trebuie să facem niște eforturi, poate să exagerăm uneori ca să găsim niște răspunsuri pe care altfel poate nu le-am găsit la fel de ușor. Să ne punem, uneori poate trebuie să ne punem într-un unghi mai, mai extrem ca să descoperim noi valențe. Așa cum te uiți tu. Uneori. Tu cum faci? Tu de exemplu, când ai trecut prin ultima criză, care a fost, pentru că spuneai că ți-ai luat multe notițe și acum le recitești sau le-ai recitit deja, care au fost cele mai bune întrebări pe care simți că ți le-ai pus atunci și care te-au ajutat să ieși mult mai bine decât ai intrat în criză? Pentru că povestea pe care tu ai pus-o în mesajul tău e pozitivă, are evident și efectele negative sau are și, nu e doar roz, dar cumva finalul e un final fericit. Sau cel puțin așa pare. Da. Depinde din perspectiva cui te uiți. Adică dacă aș întreba niște oameni pe care îi cunosc apropo de final, mi-ar zice încă o dată că a fost un final nefericit. E perspectiva ta acum. Adică da, vorbim despre perspectiva ta. Bine, au fost mai întâi întrebări legate de mine. Ce contează cu adevărat pentru mine? Asta a fost un prim set de întrebări. Ce contează cu adevărat? Contează să supraviețuiesc? Contează să profit de ocazie pentru a, nu știu, a crește firma exponențial? Contează să țin echipa unită? Contează să, nu știu, să revizuiesc modelul de business? Ce contează cu adevărat pentru mine? Asta a fost primul set de întrebări. Multe întrebări. Îți dai seama, acum eu vorbesc distanțat de momentul respectiv și cu mult mai multă luciditate și relaxare. În perioada respectivă, întrebările veneau cu duiumul, veneau, se încălceau, veneau una peste cealaltă și nu era foarte simplu de stat pe ele. Te întorceai de două, trei ori aceeași întrebare și aveai două, trei răspunsuri diferite. Apoi au fost întrebări legate de organizație. Cât timp ne vom mai permite să funcționăm așa cum funcționăm? Cât timp mai avem bani să plătim oamenii? Ce le-am promis? Avem e etic să propui altceva decât ceea ce ai promis cu o lună în urmă? Ce se va întâmpla cu oamenii care nu vor mai fi în organizație? Te simți responsabil de viețile lor, ca orice antreprenor, ești responsabil de felul în care sau din perspectiva filozofiei mele, sunt responsabil de ce se întâmplă cu oamenii în organizație. Au fost apoi întrebări legate de viitor. Cum va arăta? Vorbesc acum de 2009. Cum aș vrea să arate firma după ce semnă criza? Și erau cele mai grele întrebări, adică n-am avut răspunsul la ele. Și mi-a fost frică neavând răspunsul, adică eram panicat că sunt o persoană care odată ce stabilește o imagine de viitor, stau pe misiune până când o realizez. Momentele de atunci era foarte multă confuzie. Am avut norocul să am pe cineva lângă mine care m-a ajutat m-a învățat
că atunci când e ceață, nu trebuie să mai să te aștepți să mergi ca atunci când mergi pe autostradă și când e soare. Mersul prin ceață se face altfel decât mersul pe autostradă însorită în Grecia, cu marea în stânga, munții în dreapta și vezi marea albastră. Trebuie să accepți că e ceață, trebuie să aștepți până când ceața dispare și până atunci să cauți ceea ce este solid. Adică pe ce poți să pui piciorul ca să mai faci un pas. De tipul oameni importanți, oameni cheie, cash flow-ul companiei, relația cu soțul, soția, cu contabilul și cu avocatul. Serios, astea sunt lucruri importante. Ce-i solid? Da? Ce poți să întărești? Și mi-aduc aminte că am făcut o listă de oameni, elemente solide sau de întărit, pe care le-am pus ca prioritate. Și prima dată a fost relația cu soția mea și am învățat foarte multe, foarte multe în perioada respectivă. Relația apoi cu managerul nostru financiar s-a întărit în perioada respectivă. Am învățat să vorbesc cu un avocat, cu avocații. Nu știam până la vremea respectivă, nu știam cum se poartă o conversație cu un avocat, implicații administrative în firmă, ce înseamnă înțelegeri scrise sau verbale dintre asociați. Sunt lucruri pe care am învățat în criză, în perioada respectivă. Astea au fost lucruri noi pe care nu le făceam. Nu mă ocupam eu de finanțele companiei noastre, se ocupa asociatul meu. Și a trebuit să, el plecând în firmă, în perioada respectivă, a trebuit să învăț să mă ocup de lucrurile astea. Și cum nu sunt om de finance, a trebuit să am încredere și să lucrez mai aproape de directorul nostru financiar. Deci, astea au fost întrebări. Mi-am dat seama la un moment dat că sau exemple de întrebări, mă învârteam foarte mult în jurul lor, ca în jurul cozii, adică când reveneau obsesiv aceeași întrebare și spuneam, dădeam aceleași răspunsuri de multe ori, dădeam răspunsuri diferite de multe ori. Și am avut faptul că am avut în jurul meu oameni care erau cu 10 ani sau 15 ani mai mari ca mine, care trecuseră prin astfel de momente și care m-au ajutat să-mi clarifice cumva demersul, ce e prioritar, ce e relevant, cum se merge prin ceață, cum spuneam mai devreme. Și să am foarte, foarte, foarte multă răbdare. Mi-aduc aminte o întrebare pusă de cineva. Viorel, cât crezi că o să dureze criza asta? Din perspectiva ta. Eram în 2009. Și am spus atunci, 6-9 luni. Și mi-a zis, bine, pregătește-te pentru un an jumate. Adică mental să te pregătești și cu resurse, evident, pregătește-te mai mult decât crezi că o să dureze. Și fă-ți un plan, sau într-un scenariu, fă-ți un plan, pentru că așa când îți faci o casă, nu? Când îți faci o casă, spui că o să dureze într-un an îmi fac casa. Cât durează la mulți dintre noi când își fac o casă? Mult mai mult decât și-o planificat. Și atunci ce mi-a rămas foarte mult a fost cuvântul răbdare. Să am răbdare, să respir, să fac pași mici. Nu pot să mă iau la trântă cu universul, nu pot să mă duc peste clienți și să-i conving să cumpere și să-i oblig să cumpere la noi. Să țin aproape, să ținem aproape, foarte umanist, să avem conversații firești, pentru ca să construim împreună încredere și sau să menținem încrederea în perioada asta. Nu știu dacă am stat suficient de bine pe întrebarea ta. Absolut. Mă gândeam acum, în timp ce te ascultam, că întrebările astea, toate întrebările sunt valabile sau la fel de valabile și importante și astăzi. Cu siguranță poate răspunsul diferă sau, mă rog, perspectiva... Dar... Știi cum e? Răspunsul e irrelevant. Răspunsul e irrelevant, de ce spun? Pentru că este foarte unic, valabil pentru fiecare dintre noi. Absolut. Răspunsul tău va fi diferit de al meu, nu mă interesează răspunsul altora, pentru că n-am cum să fiu în contextul lor, în papucii lor. E foarte greu. Ce pot să fac este să înțeleg ce întrebări își pun,
să înțeleg cum gândesc, să înțeleg atât cât înțeleg și ei contextul în care se află și să văd ce repere au luat în calcul. Pentru că acolo unde voi ajunge eu va fi diferit de locul unde vei ajunge tu și nu e o rețetă, nu e o abordare unitară. Fiecare are mizele lui, are viața lui. De exemplu, vorbeam de 2009. Un lucru pe care l-am câștigat a fost că am învățat să zic mai frecvent soției mele cât de mult îi apreciez diverse chestii banale pe care le făcea prin casă. Și a fost o chestie care ne-a prins amândură la bine. Și asta fac și acum, adică un lucru pe care îl fac e că în mod firesc și constant apreciez lucruri mărunte pe care le faci. Foarte, foarte frumos. Dar era o întrebare un pic mai devreme. Vio, cât va dura criza de data asta? Da, nu știe nimeni. Nu știe nimeni asta. Ne putem pregăti, nu, ne, trebuie să fim pregătiți pentru orice, adică orice înseamnă, nu știu, în iunie să avem un entuziasm și să începem să consumăm solidar și să vrem să ieșim solidar în oraș ca să încurajăm consumul. Sau putem face asta abia în septembrie. Nimeni nu cred că știe. Sunt foarte multe scenarii. Sunt oameni mult mai inteligenți ca noi care au acces la mai multe, nu știu, mai multe forme de modelare sau multe instrumente de modelare a situației. Sunt multe implicații economice, medicale. Mi-ar plăcea, dacă mă întreb ce mi-ar plăcea, este ca în iunie să încep să investesc în creșterea consumului din România. Da, cred că asta, iunie asta e, l-am auzit și inclusiv în capul meu e tot iunie, da, cumva, pentru că lucrurile... Nu înseamnă că atunci se va termina criza încă o dată. Nu. Să începem să avem încredere ca să consumăm, ca să înceapă să repornească ceva, nu știm ce, și să începem să ne uităm la implicațiile sau la consecințele economice pe care le-a dus criza la nivel global, pentru că acum nimeni nu vorbește despre asta. Bine, nimeni. Mulți se uită la criza medicală, sunt alții care monitorizează constant implicații, nu știm cum se vor uita guvernele, statele, instituțiile financiare la momentul ăsta, nu știm ce sinergii vor fi între state, nu știm ce alianțe vor fi în vest, în est. Totul e posibil. În vestul și în estul lumii vorbesc. De curiozitate, că apropo de efectele crizei, partea medicală n-avem de unde să o știm și sunt de acord că predicțiile au 50-50 șansă de succes, adică e o puțină loterie în momentul de față, orice direcție în orice direcție ne-am duce. Dar eram curios, apropo de industria asta, de partea de training și tot ce înseamnă zona asta, cât timp i-a luat la ultima criză să revină într-o zonă de unde a intrat, unde era la începutul crizei? Sau, să mă rog, pe o zonă ascendentă de evoluție. Aș vrea să vorbesc mai întâi despre noi. Nu știu dacă să vorbesc despre piață. În perioada 2010 sau în 2010, imediat după criză, au fost foarte multe proiecte pe bani europeni, pe care niște firme de training în România către care mai multe firme din România s-au direcționat. A fost cumva o punte care a dus la supraviețuirea și dezvoltarea unor companii și a pieței cumva. Nu știu dacă, ca antreprenor vorbind, aș trece această punte în consolidarea și evoluția pieței. Mă uit în Polonia,
Polonia n-a simțit criza în 2009 deloc, au avut foarte mulți bani europeni și avem colegii noștri din Polonia și au dezvoltat o firmă cu o infrastructură extrem de mare datorită banilor europeni. Adică câteva sute de angajați, diversificarea produselor, serviciilor și în anul trecut au venit către noi, mirosind că lucrurile nu vor mai merge cum mergeau înainte, banii europeni se terminau, ne-au contactat pentru a ne întreba cum funcționăm noi ca model de business. Pentru că vor să se reîntoarcă după 20 de ani, vor să se reîntoarcă la un model mai antreprenorial, mai lean, mai plat, mai agil. Întorcându-mă la întrebarea ta, spun că deci 2010 au fost proiecte pe bani europeni, unii au folosit, alții nu. A fost o fragmentare foarte mare a firmelor de training în perioada, în anii 2010, 11, 12. Foarte multe inițiative individuale, foarte mulți oameni care au plecat din firme și și-au devenit freelanceri, din firme de training și-au devenit freelanceri, au scăzut foarte, foarte mult prețurile pentru că era o ofertă foarte, foarte bogată. Au scăzut foarte mult prețurile și abia prin 2000, nu știu, 12, 13, 14 au început lucrurile s-au așezat cumva. Unii au decis, în România vorbesc, au decis să aibă un model de business de creștere accelerată și de scalare. Alții au decis să lucreze mai minimalist, așa cum suntem și noi, adică să avem o infrastructură minimalistă și să avem un model de business bazat mai mult pe partnership decât cu angajați. Deci astea au fost, să spun, două trenduri. Organizații care au crescut, s-au consolidat, au devenit integratori mari de servicii și organizații care au ales o cale mai minimalistă, mai agilă. Ce să zic, eu sunt foarte mulțumit de decizia pe care am luat-o de a fi astfel, de a fi o organizație de genul ăsta, cu o infrastructură minimalistă, eficientă, rapidă, în lumea consultanței în exterior, în lumea trainingului la nivel global, cam asta e modelul de business. În 2004, când ne-am asociat la rețelele noastre internaționale, partenerii noștri internaționale au cam râs de noi, văzând ce intenții avem de creștere sau felul în care vrem să creștem. Și ne-au zis că o să veniți cu bani de acasă, dar nu e treaba noastră. Și am văzut asta în 2009, că uitându-ne la overhead-ul și la cheltuielile fixe pe care le aveam. Cred că în viitor companiile de consultanță, training, vor fi încă și mai dornice. Sau, hai, mă hazardez să spun, companii din professional services, în general, care lucrează cu profesioniști, cu white collars, cu oameni care își pot face treaba ca și contractori independenți. Companiile vor accelera trendul ăsta de a lucra cu, cum spunem noi, associates, asociați cu contract de parteneriat, adică așa cum lucrează un profesionist, fie că e în sport, fie că e, nu știu, are o profesie liberală, își vinde munca pe piață în baza unui contract de prestări de servicii. Actor, eu știu, oameni care produc valoare prin da, și acționează ca o companie. Ok. Promisiunea mea când ți-am lansat invitația a fost că ne încadrăm cam într-o oră.
de povești și ne apropiem destul de vertiginos de acest timp. Vreau să lansez invitația către cei care sunt cu noi în participanți în acest Zoom. Dacă au întrebări, să le scrie pe fie pe chat, fie în zona de Q&A și le preluăm în conversație. Eu aș vrea să încheiem conversația ieșind un pic din sfera asta de business și să ne întoarcem un pic la noi ca indivizi. Și eram curios de două lucruri, practic așa pe final. Primul este legat de ce te inspiră pe tine în perioada asta, adică ce te inspiră, de unde ții tu inspirație în zilele astea ca să rămâi cumva pozitiv și focusat pe stabilitatea aia, de care vorbeam și mai devreme. Și a doua este una mult mai simplă. Cum arată o zi pentru Vio work from home? Dacă e să mă gândesc la ce mă inspiră, sunt oameni foarte generoși din jurul meu. Indiferent că sunt la câțiva kilometri aici distanță în București sau peste mări și țări, mă inspiră natura lor foarte generoasă. Își arată disponibilitatea de a sprijini, își arată grija pentru a susține pe cei din jur, arată răbdare și considerație pentru locul în care ești, nu te simți judecat. Adică astea sunt interacțiuni care îți oferă un spațiu care te echilibrează și care te ajută să fii inspirat atunci când cauți o idee. În ceea ce mă privește, adică asta mă inspiră pe mine. Cu cât spațiu e mai spațiu în care gândesc e mai echilibrat, cu atât eu sunt mai echilibrat. Și astfel de oameni, atunci când interacționez cu el, în perioada asta mă ajută să-mi țină spațiu și să-mi echilibreze spațiu. Mi-am ajustat și mi-am reglat cumva stilul de a fi compulsiv, de a alerga într-o mie de direcții. Găsesc surse de inspirație în astfel de interacțiuni în care am spus, pe care le-am deschis mai devreme. Evident, o a doua sursă sunt notițele, care spuneam, sublinierile de prin cărți și, cum spuneam, notițele făcute de-a lungul timpului. Cum arată o zi pentru mine? Ce să zic, cred că sunt în fiecare zi am câte două întâlniri virtuale care se termină și cu multă treabă pentru mine după întâlnire. Am o perioadă, încerc să fiu atent cu numărul de e-mail-uri, mesaje pe care le dau în echipă, că am tendința să exagerez cu tot felul de mesaje, anunțuri pe diverse grupuri pe care suntem și încerc să dozez cât de mult pot. Să nu agresez, să nu abuzez de timpul și de spațiul colegilor. Deci, coordonez lucruri pe e-mail, coordonez lucruri pe telefon. Iau prânzul cu soția mea în casă. Încercăm să avem împreună masă de prânz și masă de seară, în rest fiecare muncește în biroul lui. La televizor ne uităm doar la
nu știu, o emisiune de știri, în restul zilei stă închis televizorul, nu ne uităm, de multe ori am aflat târziu că s-au întâmplat niște lucruri, niște ordonanțe militare, am aflat poate a doua zi. Și caut niște ore, de obicei, nu știu, 5, 6, 7, să cam acolo e perioada în care citesc pentru mine. Adică până la 5 sunt destul de epuizat de Zoom-uri și de Skype-uri și de a asculta oamenii, pentru că asta fac 90% din timp, stau și ascult diversi colegi și ajung să mai facă 2-3 pași pe ce au ei de făcut acolo. Și asta obosește destul de mult să ascult o zi întreagă, mai ales pentru un profil ca mine și ca tine, cred. Nu știu. Glumesc acum. Dar vreau să-mi iau și un spațiu pentru mine să mă adun. Și asta fac citind sau făcând chestii super banale, super stupide de multe ori. Dar mă adun cumva. Vorbind de citit, și-a venit și această întrebare, sau mă rog, cerere. Ce carte ai recomanda? Sau mă rog, ce carte interesantă ai citit zilele astea? Bine, o arăt aici și acum e una din bibliile mele, ca să spun așa, când e cumva busola la care eu mă întorc ca să mă echilibrez și ca să-mi iau inspirație legată de ce e relevant. Ea se numește... Are un titlu mai ciudat, ca să zic așa. Bine, nu pot, nu știu dacă se vede aici. Uite, ce se vede aici, da. Se văd cărțile, ultimele trei cărți citite pe Kindle. Ia să văd dacă se văd. Pardon. Da, se văd. Se vede invers, nu? Nu, se vede bine. Bine. Da. Astea sunt trei cărți. E un tip care mi-a plăcut foarte mult, Peter Kirstenbaum se numește. E un evreu care a scris cărți de filozofie de business și atunci am descoperit la mine că atunci când nu mai am repere, am nevoie să mă întorc la o dimensiune de paradigmă, de filozofie, ca de acolo să-mi iau niște acțiuni foarte concrete, foarte practice. Pentru că dacă încep să fac doar lucruri practice, nu am fundație și n-am o coloană vertebrală. Și în această carte se numește The Philosophy Consultant, cumva mă ajută pe mine prin busola sau paradigma pe care o creează, vorbește foarte mult de cum să supraviețuiești în realitate. Adică ce înseamnă supraviețuirea și considerarea idei de realitate în ce faci, ca individ sau ca manager sau ca antreprenor. Și sunt foarte multe lucruri care pe care mi le dau de acolo. Foarte fain. Păi, eu mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația. Mersi și eu. Eu să petrecem o oră. Unul din colorile zilei. Da. Și sper să avem ocazia să ne revedem cu bine cât mai curând. Și să povestim de, bine, avem de și cum am ieșit. Tine, la final, dacă mai avem timp de o întrebare. Nu pot acum să mă recuz. Nu. Am înțeles. Nu. Te rog. Ok. Voi, ce faceți în perioada asta ca să fiți mai agili sau ca să vă, nu știu, să vă păstrați echilibru în contextul ăsta? Nu știu, două, trei lucruri pe care le faceți. Colectiv. Colectiv ca echipă? Ca echipă, da. Noi suntem o organizație care nu avem deloc obișnuința lucratului remote și
aproape 100% din ce înseamnă, din cine suntem noi ca organizație, e definit de interacțiunea umană, inclusiv prin spații și prin modelul nostru de business. Așa că perioada asta ne-a lovit cumva în esența, în esența filozofică a ceea ce suntem noi. Așa că învățăm, nu cred că am un răspuns final, dar ce am învățat până acum este că ajută să creăm o recurență a întâlnirilor și a interacțiunii chiar și virtuale și să ne creăm niște mici obiceiuri în echipă, fie că sunt conversații one-to-one sau one-to-many în grupuri mai mici sau mai mari, dar cumva recurente, în care conversațiile nu mai sunt doar despre business sau doar despre proiecte, ci sunt și despre unde ne găsim pe noi în fiecare moment. Pentru că ce învățăm este că într-o echipă mai mare sau cu cât o echipă e mai mare, cu atâta emoția și momentul, energia diferă de la zi la zi, la persoană la persoană. Atunci trebuie să cumva trebuie să acceptăm chestia asta și să o tratăm ca atare și să o integrăm în cum funcționăm noi. Altfel, da, încercăm să construim proiecte, încercăm să lucrăm, învățăm, provocăm oamenii și ne provocăm de fapt și pe noi de peste tot prin echipă să învățăm lucruri noi sau să ne folosim poate de niște skill-uri pentru care poate nu ne-am adunat la un loc. Pentru că fiecare la nivel individual știe să facă diverse lucruri. Poate nu din cele pe care le practică întotdeauna în fiecare zi. Și atunci întrebarea este când ai resurse diverse, ce poți să faci cu ele astfel încât să te adaptezi la o nouă realitate. Deci deocamdată suntem în partea asta de așezare. Foarte fain. Vreau să știu puțin și despre voi. Mulțumesc de întrebare. Bine. Bine, punem punct aici. Mulțumesc mult de prezență. Să ai o zi ușoară și voi cei și vouă. Noi. Și ne revedem în curând. Mersi mult. Salut.